În următorul story time veți auzi cum Antonio Pican vorbește despre fosta sa relație cu Bibi. Nu, n-am nevoie să numesc trei persoane. În primul rând, cea mai recentă, cel mai recent lucru care m-a maturizat foarte mult a fost fosta mea relație, care m-a maturizat extrem, extrem de mult și Bibi m-a ajutat foarte, foarte mult pe mine. În maturizarea mea, în evoluția mea artistică, consider că relația pe care am avut-o a fost una extrem de frumoasă și ne-a dat plus valoare amândurora. Era inevitabil să ajungem în punctul despărțirii pentru că vorbește toată lumea. Da. Adică este un alt punct fierbinte al internetului astăzi, faptul că voi v-ați despărțit, ați comunicat foarte puțin despre lucrul ăsta, de fapt ai ales să comunici despărțirea și prin piesa Cioburi de iubire. A fost o relație în care lucrurile s-au încheiat frumos. Da, s-au încheiat foarte frumos, așa cum noi ne doream. Îți dai seama că lumea vociferează, spune, tu ai făcut aia, nu, de-aia v-ați despărțit, de-aia v-ați despărțit. Nu este un motiv solid pentru care ne-am despărțit. Au fost mai multe lucruri pe care nu le vom discuta niciodată. Singurele persoane care știu motivele despărțirii noastre, în cazul meu și cred că și în cazul ei, sunt părinții, familia. Care familia, ce se întâmplă, familia rămâne în familie. Așa că orice alt subiect care apare în online, în la știri, peste tot, este fals. Au apărut și TikTok-uri cu tine, no. Mergând într-un club din București, acuzat că, bă, uite, a plâns în clipul ăla și a arătat suferința dar el, de fapt, e în cluburi cu altele. Cu altele, mă!